Eu nu mai vreau să dau că în politicile pentru diaspora, ca și în multe altele, există foarte mult populism. Să vă dau doar un exemplu, de mai multe ori s-a încercat introducerea așa numitului vot electronic. Dacă acest vot ar fi introdus acum, de exemplu, atunci în Republica Moldova ar putea vota cred că câțiva mii de oameni, iar peste votare mai nimeni dintre cei care au acces la semnătura digitală. Despre asta se uită. De aceea, ceea ce facem noi acum este pregătim o inițiativă legislativă pentru a pregăti real spațiul pentru introducerea unui vot electronic sau unui vot la distanță, la care real să aibă acces oamenii. Deci politici din care vor avea de beneficiat, dar nu doar cele care vor creează imaginea unei grijă pentru oamenii din diaspora, dar de fapt au menirea doar de a duce dividende de PR pentru, sau dividende politice pentru anumite formațiuni.